10 martie 2012, în jurul 12:30, Poliția Municipiului Răveta Tâmuțeveni a fost sesizată cu privire la faptul că la locuința sa a fost găsit decedată o persoană în vârstă de 55 de ani, care era decedat prin spânzurare cu un lanț în spatele grindei. În momentul de față se fac verificări pentru a stabili cauzele care au dus la decesul. Se constată că din primele verificări suferea de anumite boli psihice, tulburare de comportament. Se așteptau rudele la așa ceva? Nu se așteptau rudele la așa ceva, chiar aseară au stat de vorbă cu el și nu părea să aibă acte sinucide.